În județul Dâmbovița nu există niciun magazin autorizat pentru a comercializa bunuri de patrimoniu. Situația anticariatelor existente nu apare în mod clar reprezentată de lege. Astfel că, în acest moment, funcționarea magazinelor cu vechituri nu depinde de o autorizație eliberată de Ministerul Culturii. Chiar și în aceste condiții, polițiștii dâmbovițeni cu atribuții privind protejarea patrimoniului cultural mobil desfășoară periodic activități de control, atât în anticariate cât și în târgurile de vechituri. Bunurile culturale mobile ar trebui comercializate doar prin magazine specializate și autorizate de Ministerul Culturii. Pot să vă spun că în Dâmbovița nu avem un astfel de magazin. Avem câteva magazine gen anticariate pe care le-am verificat și cu cei de la Direcția de Cultură. S-a cerut un punct de vedere la Ministerul Culturii să se poată stabili cu exactitate dacă ar trebui sau nu autorizate. Deocamdată lucrurile trenează de câțiva ani și nu s-a luat o decizie că ar trebui autorizate, cel puțin bunurile care au fost găsite la ei. Ultimele verificări sunt acum câteva 2-3 luni. Mi s-a comunicat că nu ar fi de genul care ar necesita autorizarea, adică nu ar fi bunul susceptibil de a face parte din patrimoniul cultural național. Noi nu avem atribuția de a aplica sancțiune pentru că se desfășoară activități de vânzare neautorizată. Atribuția revine tot așa Direcției de Cultură, dar neavând niște norme clare, nici unele lor nu pot să aplice o sancțiune și nu le pot impune acestor magazine să-și obțină autorizație. Obținerea autorizației înseamnă o procedură de a angaja un expert, de a... Și majoritatea bunurilor sunt aduse din străinătate, din târguri de vechituri. Dar facem verificări periodice, chiar și acolo la Doi Brazi, unde ați văzut că se mai vând, că cine știe ce găsim la un moment dat. Dacă găsim ceva care într-adevăr prezintă suspiciuni, în mod sigur o să ridicăm, să-l prezentăm unor specialiști și să vedem ce s-a întâmplat cu bunul respectiv. Am aplicat sancțiuni și ridicat astfel de bunuri, cel puțin cele care aveau o vechime mai mare de 50 de ani, dar sunt bunuri comune, nu cred că au șanse să fie clasate, dar am depus confiscarea lor și predarea către Direcția de Cultură. Prin astfel de verificări, oamenii legii încearcă să prevină și să depisteze vânzarea ilicită de bunuri culturale, știut fiind faptul că în ultimii ani țara noastră s-a confruntat cu serioase probleme în această privință.